Locuitorii regiunii transnistrene trebuie protejați doar de armata rusă dislocată ilegal în stânga Nistrului de mai bine de 30 de ani. Este reacția președintelui Parlamentului Igor Grosu după așa zisul congres de ieri al separatiștilor de la Tiraspol, în care s-a exprimat intenția de a se cere protecția Rusiei. Cei mai mulți dintre deputații de la Chișinău spun însă că nu există motive de îngrijorare. Doar doi deputați neafiliați au cerut audierea vicepremierului pentru reintegrare, Oleg Serebrian. Propunerea a fost respinsă de plen. Мы видим, как сегодня обостряется ситуация вокруг Приднестровья, что вызывает озабоченность, возникает много вопросов. Поэтому просим сегодня заслушать министра реинтеграции господина Серебряна. Там проживают на левом берегу Днестра также наши граждане, и мы обязаны защищать. Ca să-i apărăm, trebuie în primul rând armata de ocupație să plece de acolo. În timp ce deputații BCS dau dreptate separatiștilor de la Tiraspol, deputații PAS spun că prin aceste acțiuni au dorit să atragă atenția asupra lor și să creeze panică. Ei au dreptul să colvoa și să discute problemele străjete care stau în fața populației care locuiesc în Transnistria. Dacă acest lucru nu poate să-l facă guvernarea de Chișinău, dacă acest lucru nu poate să-l facă oricare Serebrianu. Dar trebuie să ne îngrijoreze acel apel care a fost făcut către Federație. Trebuie să ne îngrijoreze. Asta a fost destul de bine integrat în strategia rusă de dezinformare sau de război hibrid, unde fac declarații și încearcă să sperie. În relațiile cu Federația Rusă este important să nu demonstrezi frică, să nu fii primul care clipocește în acest război al nervilor. Și deputatul Vasile Bolea s-a arătat îngrijorat de acțiunile celor de la Tiraspol, alături de colega sa de partid, Irina Lozovan. Cei doi sunt liderii partidului Renaștere, formațiune despre care analiștii politici spun că este afiliată fugarului Ilan Șor și face jocul Moscovei. Pe mine, de exemplu, mă alarmează toată situația asta și încercarea cuiva de a escalada aceste relații care sunt așa cum sunt. Subiectul privind adunarea de la Tiraspol s-a regăsit și în presa internațională, uneori cu titluri senzaționale și exagerate. Din păcate, presa, în special internațională, a preluat și a inflamat, domnule, că deja avea impresia că erau mai preocupați de securitatea noastră decât noi de a noastră. Da, atât de... Da. Este un, iată, un exercițiu, cum zic eu, un exemplu de propagandă, de isterizare, care parțial, dar le-a reușit. Transnistria, malul stâng, e foarte bine integrat și beneficiază plenar de toate facilitățile pe care le oferă integrarea europeană. În rest, e retorică, cinism, fățărnicii, pe care ei periodic trebuie să o afișeze, să nu uite de dânșii. Reamintim că ieri s-a desfășurat la Tiraspol un așa zis congres extraordinar la care au participat peste 650 de delegați. A fost emisă o rezoluție în care se invocă presiuni inclusiv economice și sociale din partea autorităților Republicii Moldova. Administrația separatistă transnistreană spune că se va adresa Federației Ruse cu rugămintea să protejeze regiunea, fără a preciza în ce mod ar urma să aibă loc acest lucru.